Nu ce spune. Responsabilitatea. Eu pe domnul Muratoglu cunosc foarte puțin. Am fost o singură dată la dumnealui acolo, s-a purtat cu mine deosebit, mi-a arătat exact cum este toată infrastructura lui, făcută de un arhitect, toată treaba asta. Domnul Muratoglu, antrenor de tenis, nu știu ce să-ți spun. Adică am văzut de două, trei ori niște treburi pe elevii dumnealui, care vedeau din cer. Dar trebuie să fi fost acolo, centralul ăla, ca să joci, ca să-ți dai seama unde, cine, ce și cum. Dumnealui are o uzină acolo, superbă. Face 50-60 de tineri în fiecare an, care iau scholarship-uri în Statele Unite, numai pentru tenis. Asta nu este bine. Restul sportiv, nu știu ce, nu știu cum, înțeleg că Serena a avut waiver-uri la medicamente, nu odată, nu de două ori, de 5 ori, de 7 ori, de 10 ori, cât a stat la dumneavoastră, pentru că ea, Serena Williams, dar mă întreb pe mine, m-aș întreba din nou cum a câștigat toate waiver-urile. A avut moralitatea să spună, stai un pic, m-a bătut în 38 de minute, mi-a dat o palmă care n-a luat-o toată viața mea. Ce-ar fi să ce mai cer eu una ca să fie și la mine? Dar alealaltă, unde au fost? Cum au fost? Deci nu știu, nu poți să judec pe domnul Morat. Nu pare rău. Nu poți să judec. De ce nu-și asumă responsabilitatea? Pentru că medicul Șaragovei și-a asumat responsabilitatea și a reușit același avocat care a ajutat domnul Morat să-i ridică suspendarea la numai 9 luni. Da. În această responsabilitate asumată de mine. Eu sunt responsabil și mi-asum faptul că eu am băgat în boata faptul că dacă 5 te țin cu gura deschisă și a 6 le-ați bagă ceva pe cât, ești dopat. Numai. Cum te-au dopat, te duci și spui, uite cum au dopat. Îi arestează pe toți ăia 6 și mă atare, ești liber pentru că ai toate circunstanțele să nu fi fost dopat, să fi fost abuzat pentru terorism. Deci, nu știu, domnul, dacă și-asumă, nu și-asumă, nu pot să-l întreb, nu l-am întrebat, nu cunosc nici relația care există sau care a existat sau care nu mai există între asta. Dar nu cred că e treaba noastră asta. Dumneavoastră, ca jurnalist, aveți tot dreptul să mergeți în Franța să-l întrebați pe domnul Muratoglu. De ce, unde, cum și ce. Mulțumesc!